Vă salutăm! O să vă arătăm un nou clip, care sperăm că o să și vă placă. Foarte mult! Haide să vedem! Ca să-i strântăm găurile aștia, vezi că ăștia s-au lărgit găurile la cuplă. Trebuie să sudăm pe ăștia, că ăsta e gaura mai mică. Aici am unul cu lea și unul cu lea. Sau pe interior, nu contează. Să-mi bagă cuiul ăla, ăla inițiază din cât s-a lărgit. Ia uite, vezi cât e de larg. Da. Ia uite, ia uite. Mă iau să-și scapă cu piuliță cu tot în jos, vezi? Pe când ăsta, ia uite, vezi? S-a uzat. S-a uzat, da. Și în cauza asta se lasă motocultorul pe spate, ia uite, ia uite, vezi? Da, da. Ia uite. Vezi câtă diferență e, uite? Da, se vede, se vede. Ia uite. Ia uite, cât e de larg aici. Vezi? Da. Și ăsta, ia uite-l. Ia, bagă. Vezi? Totuși trebuie făcut și al cui. Și al cui, da, și al cui, un pic mai gros ca asta. Ia uite-l. Vezi? Mai trebuie puțin de aici încă. Da, ușor, la jumătate ușor, sus. Ușor, ușor, gata. De la jumătate sus un pic. Ia uite că s-a mâncat, uite o dungă aici, una aici, plus pe ei s-a mâncat, peste tot, ia uite. Mamă că s-a mâncat, chiar uite, se și vede. Se vede că, că și cum a fost sugrumat, uite. Da, din cauza greutății, vezi, și acolo și aici, peste tot, uite, de jur împrejur. Luăm câte puțin, câte puțin ca să, știi? Să ne facem prea mare diametru. Ia uite-o. Ăsta e, ai văzut? Oh. Ia uite-o. Ia uite-o. Vezi? Și din jos partea alălaltă ca asta. Aici, frumos. Da. Și nu mai treabă. Inisăm-l, tăiem-l, sudăm. Vezi? Vezi diferența? Da. Mm. Ia uite-o. Și uite-o mai și cuiu. Ia uite câte jocare. Ia. S-a întâiat să aibă atât de joc, vezi? Atât de mare jocul. Ia uite. Ia uite. Cât e acum? Mai trebuie încă cam 2 cm, și vezi? Până pici. Să iese și prin partea aia și se bat și bolțul. Da. Asta e diferența. Vezi? Și aici să vină roțapul. Cupla. Cupla. Să pun așa, să-i facem o probă. Ia uite, vezi că te-i luat jocul, distanța, gata. Ia uite, și încă nu e băgat de ajuns. Ia uite. Da. Înainte să lăsați ideea. Păi da, și nu e băgat de tot încă. De exemplu, noi îl tăiem aici, da? Și da. Punem măciulia. Ăsta, dacă e conic, aici e mai gros, dacă ăsta să mai lărgește ceva, el se lasă mai în jos, știi? Da. Și automat, chiar dacă se mai lărgește asta, el se lasă mai în jos. Tăiem așa la 2 cm deasupra. Cui de băga la, la motocultură, vezi? Trage cuiul al vechi. Noi gaura asta de jos, asta să o avem fix pe cuiul ăsta, atunci n-ar mai avea nici pic de joc, vezi? Da. Și așa trebuie să-i punem de jos ceva. Eu cred că ar merge și asta de jos pusă. Uite așa. Și atunci, dacă vine asta sudată aici, vezi? Uite, mie mi se învârte mâna, vezi? Mi se trage mâna. Da, da, da. Și dacă ar veni sudată dacă acolo... Dacă ar veni sudată, n-ar mai cânci. Eu uite, așa ar face. Vezi? Da, asta da. Ar fi jocul. O sudezi pe aia jos și ai sus și uite așa dispare diferența. Dispare tot jocul ăla de diferență, vezi? Da. Ia uite. Să-i dăm un pic două puncte, știi? De sudură. Acum trebuie dat afară. Motocultorul. Ține de așa, să nu se ducă în față, ca să pot eu să sudez. Cam asta e asta.
principiu pot să-l polizez puțin. Normal. Să-i dăm câte un pic de aft. Îl vezi? Și nu are nici joc. Ia uite-o, nu se mai lasă de spate, gata. Nu se mai lasă, ia zi. Comparativ cu ce era înainte, da. E de doi. O să stau și eu acum. Ei, altceva, acum trebuie să-l las coarele în jos, Mariene. Să mai lasă Mariene pe spate. Cum e? E bine. Cu tine, e dreaptă, vezi? Că se mai lasă, prea puțin. Da, uite. Ia uite-l, ăsta-i. E făcut de noi. Da. Și dăm și pe cuioță. Ține cu batentul, uitați. Că de ce să țin cu noi? Nu-i dau și în jos. A. Nu, nu. Nu aici, atât. Ai văzut? Da. Cui original, tat. Ia pun-te cu. Câte ghile ai un Mariane așa după tine? 125. Da, dacă la 125 se menține așa, e bine. În concluzie, vă recomand să vă uitați la motoutilajul vostru dacă aveți acest joc la cuplă sub oricui și să remediați problema. În acest fel veți evita împiedica înclinarea motoutilajului, mai exact a motorului, evitând îmbăxirea filtrului de aer respectiv pătrunderea uleiului în capul pistonului sau alte probleme nedorite. Cu siguranță se pot găsi o mulțime de metode de a remedia această problemă, dar pe moment nouă această idee ne-a venit în minte și după cum ați putut vedea a fost o idee aplicabilă, reușind să scăpăm de jocul mișcarea prea mare de la cuplă, un lucru nedorit. Am modificat bolțul de la cuplă cu rol în prinderea diferitelor accesorii, deoarece cel original se subțiase datorită uzurii și își făcuse joc mare la cuplă, iar cel făcut de noi e dintr-un fier brut, mult mai bun și care stă aproape fix, având un joc mic. Acest joc fiind necesar la efectuarea diferitelor operații realizate de motocultor, precum viraje, diferite operații cu remorca în mers sau un lucru cu diferite accesorii agricole. Am sudat cele două bucăți de plat bandă din oțel calitativ cu găurile deja avute, pentru a reduce din diferența mișcarea cuiului introdus în cuplă și totodată evitând uzarea, lărgirea și mai mare a găurilor deja prezente la cupla motoutilajului, împiedicând sau îngreunând reapariția jocului la cuplă în timp. Jocul prea mare de la cupla motoutilajului Ruri 731KCC s-a datorat în principal uzurii în timp prin punerea la diferite mânci agricole a acestuia sau transportul cu remorca unor încărcături grele pe distanțe mari. Nu încerca să faceți cuiul, bolțul să stea cât mai fix în cuplă, deoarece poate fi periculos la viraje sau alte operații necesare cu motoutilajul, care necesită o mișcare mobilă din zona respectivă a cuplei, nu una foarte fixă. De ce am făcut acest video? Deoarece această problemă numită, după cum spunem, majoritatea motoutilajul are joc la cuplă sau motoutilajul stă prea pe spate și nu e bine, este foarte des întâlnită în ultima vreme, din ce am observat prin diferite comentarii sau clipuri video. De asemenea, cum a fost și în cazul meu. În concluzie, această problemă poate afecta starea motoutilajului în mod negativ și nu ne dorim acest lucru, părerea mea. Vreau să vă mulțumesc celor care m-au atenționat în legătură cu această problemă avută și totodată vreau să vă spun tuturor că sunt atent la fiecare părere sau sfat primit în comentarii, chiar dacă uneori sunt foarte multe, încerc pe cât de mult posibil să vă răspund tuturor. Odată cu apropierea finalului vreau să vă întreb dacă voi ați întâmpinat această problemă din video, dacă da, cum ați procedat pentru a o rezolva, iar dacă nu, considerați că acest video v-ar putea fi de folos? Aștept răspunsurile voastre în secțiunea de comentarii.
Mai vreau să știți că în acest video s-a depus mult efort și multă muncă pentru a face posibilă realizarea lui, iar scopul principal al întregului clip este de a fi util celor care au sau vor avea nevoie de o asemenea rezolvare. Așa că vă puteți arăta aprecierea printr-un like, distribuindu-l ca să-l poată vedea și alții care ar putea avea nevoie în momentul de față și abonați-vă la acest canal. Este gratuit și totodată voi reveni cu noi clipuri utile care cu siguranță o să vă încânte. Pentru cei care au ajuns până la minutul acesta, vă apreciez atenția acordată și mă bucur să vă am alături de mine până la final. Cu voi a fost Marian Cernea, iar alături de mine l-am avut pe tatăl meu. Vă dorim numai bine și să aveți spor în ceea ce faceți.